După 40 de ani, mușchii noștri încep să degradeze lent, dar inevitabil. În fiecare 10 ani de viață, pierdem de la 3% până la 1% din masa musculară. În același timp, forțele și rezistența pleacă din corpul nostru împreună cu ea. Ținând cont de faptul că totul în corpul nostru este interconectat, pierderea legată de vârsta a masei musculare cauzează probleme cu alte organe, inclusiv inima, oasele și creierul. Însă dumneavoastră puteți întoarce în direcția opusă procesul de degradare a mușchilor, adică îi puteți face să crească indiferent de ce vârstă aveți. În filmulețul de astăzi vă vom povesti ce merită să adăugați în alimentație și care exerciții fizice anume vor porni procesul de creștere a mușchilor. Dar pentru început să răspundem la întrebarea: ce se întâmplă cu mușchii noștri după vârsta de 40 de ani? Precum și în orice alt organ al corpului, în mușchi se creează celule noi și mor celulele vechi. Cât timp suntem tineri, aceste procese sunt echilibrate în organismul nostru. Din acest motiv, chiar și un minim efort fizic ne permite să pornim creșterea musculară. După vârsta de 40 de ani, echilibrul între aceste două procese se perturbează. Celulele musculare se distrug mai repede decât se creează celulele noi. Aceasta se explică prin trei cauze: moartea capilarelor, ce aduc sânge la țesutul muscular; moartea fibrelor nervoase, ce asigură conexiunea între mușchi și creier; dereglări ale funcționării mitocondriilor, acestea fiind un fel de fabrici minuscule la nivelul celulelor de producere a energiei necesare pentru mușchi. Din același motiv se reduce nu doar masa musculară, ci și forța și rezistența mușchilor. Simțim aceasta prin slăbiciune, reducerea rezistenței, lipsa dorinței de a depune efort fizic odată în plus. Dar ce influență are pierderea masei musculare asupra corpului nostru? Pierderea masei musculare legată de vârstă aduce daune directe pentru sănătatea noastră din următoarele motive. Țesutul muscular creează moleculele de semnalizare care ne protejează inima de supra-solicitări. Cu cât mai puțin mușchi are corpul, cu atât este mai redusă capacitatea inimii de a face față supra-solicitărilor. Mușchii ard o parte enormă a glucozei pe care o primim din mâncare. Cu cât mai puțin mușchi avem, cu atât mai multă glucoză se transformă în grăsime și cu atât este mai mare riscul de a avea diabet zaharat. Pierderea masei musculare cauzează eliminarea calciului din oase și dezvoltarea osteoporozei. Slăbirea mușchilor care mențin coloana vertebrală duce la osteocondroză și durere în șale. Cele mai recente cercetări științifice au descoperit o legătură reciprocă între pierderea masei musculare și reducerea intelectului, memoriei și a vitezei reacției. Fapt interesant, deseori persoana nu observă că își pierde masa musculară. Cu vârsta, în interiorul mușchilor începe să se acumuleze grăsimea, ce creează o aluzie înșelătoare a volumului mușchilor. Oarecum ne putem salva mușchii de degradarea legată de vârstă? Cum îi putem impune să crească? Mai întâi de toate, aveți nevoie de activitate fizică, ce trebuie să includă trei tipuri de exerciții. Exerciții de încălzire. Faceți aceste exerciții timp de cel puțin 5 minute. Aceasta nu doar vă va proteja mușchii de traumatisme și întinderi, ci și vă va permite să obțineți beneficii maxime de la toate exercițiile ce urmează. După exercițiile de încălzire, mușchii se alimentează mai bine cu sânge și se recuperează mai repede. În consecință, antrenamentul sportiv devine mai eficient. Aceste exerciții pot include exerciții de încălzire și de întindere a grupurilor musculare principale. Puteți să includeți aici următoarele exerciții: alergatul pe loc cu ridicarea în sus a șoldurilor, genuflexiuni, rotirea ambelor mâini înainte și înapoi, întoarcerile și aplecările corpului, rotirea pelvisului, ridicarea picioarelor înainte și înapoi. Antrenament cardio. Esența antrenamentului cardio constă în faptul ca inima să bată mai des, sângele să se îmbogățească cu oxigen, iar mușchii cu energie. Antrenamentele cardio întăresc inima, o fac mai rezistentă. În perspectivă, pe termen lung, exercițiile cardio vor majora volumul de sânge împins de inima dumneavoastră prin vase, ceea ce va avea următoarele efecte: îmbunătățirea asigurării mușchilor cu sânge și substanțe nutritive, activarea procesului de creare a noilor fibre musculare, restabilirea procesului de eliminare a energiei de către mitocondrii. Deci, forța și rezistența mușchilor se va majora, creșterea capacității de supraviețuire a celulelor musculare. În calitate de antrenament cardio, puteți efectua oricare fel de activitate fizică din cele pe care le vom enumera. Mersul rapid. Trebuie să mergeți cu un pas rapid timp de cel puțin 30 de minute în fiecare zi, 5 zile pe săptămână.
Alergatul, mersul cu bicicleta, înotul, schiurile, patinajul, dansurile, aerobica, săriturile cu coarda, antrenamente cu echipamente cardio, alergatul pe bandă, bicicleta, etc. Nu supraobosiți, pentru activarea creșterii musculare, este suficient să vă antrenați în regim moderat. Aceasta înseamnă că în timpul antrenamentului cardio, pulsul dumneavoastră trebuie să fie de 50-70% din densitatea maximă a contracțiilor cardiace. Fapt interesant, savanții au descoperit că chiar și un ușor antrenament cardio activează celulele STEM, care la rândul lor pornesc procesul de întinerire al mușchilor. Exerciții de forță și principiul supraîncărcării progresive. De fapt, în spatele acestei expresii complicate se ascunde un principiu foarte simplu. Pentru a stârni creșterea musculară, trebuie să majorați treptat încărcarea mușchilor. Acest principiu poate fi aplicat la aproape orice exercițiu de forță, fie că este vorba de genuflexiuni, flotări, exerciții cu hantele sau exerciții cu echipamente de forță. Vom încerca să explicăm principiul supraîncărcării progresive prin exemplul exercițiului de răsucire, pe care îl cunoaște toată lumea încă de la orele școlare de educație fizică. Acest exercițiu constă în ridicarea trunchiului la picioarele îndoite. Ce se va întâmpla dacă pur și simplu veți face zilnic 10 astfel de ridicări? Veți întări puțin mușchii abdominali, însă acest exercițiu nu va opri procesul de pierdere a masei musculare. Dar acum, atenție! Cum am putea aplica principiul supraîncărcării progresive la acest exercițiu? În prima săptămână, efectuăm zilnic câte 10 ridicări, ținând mâinile pe piept. În săptămâna a doua, facem exercițiul puțin mai complicat. Efectuăm aceleași 10 ridicări, dar mâinile le ținem după cap. Săptămâna a treia, progresăm în continuare. Acum nu punem pur și simplu mâinile după cap, ci le punem după cap, ținând o hantelă ușoară. Săptămâna a patra, de asemenea, facem aceste 10 ridicări, dar după cap ținem deja două hantele. Săptămâna a cincea, pentru a obține o încărcare suplimentară a mușchilor, facem exercițiul stând în poziția culcată pe o bancă înclinată. Și tot așa mai departe. Faceți exerciții de forță pentru toate grupurile musculare de bază și neapărat aplicați principiul supraîncărcării progresive. De ce acest principiu funcționează? Este simplu. În acest caz, majorați treptat, dar constant, greutatea cu care au de a face mușchii dumneavoastră. Sub influența încărcării, ce crește treptat, mușchii se adaptează prin singura modalitate posibilă. Devin mai puternici și mai voluminoși. Important, nu antrenați mușchii până la epuizare. Atunci când efectuați orice exercițiu de forță, folosiți aproximativ 80% din rezervele de forță pe care le aveți. Deci, anume supraîncărcarea progresivă reprezintă metoda cheie de activitate fizică, păstrare și creștere a masei musculare pentru persoanele care au depășit vârsta de 40 de ani. Toate eforturile depuse de dumneavoastră ar putea să nu aibă niciun efect dacă nu-i veți acorda o atenție corespunzătoare regimului dumneavoastră alimentar. Proteinele. Vă spunem direct că după vârsta de 40 de ani, exercițiul fizic nu va avea efectul necesar fără o alimentație bogată în proteine. Pentru asigurarea creșterii mușchilor, este suficient ca un adult să consume zilnic 1,6 grame de proteină per kilogram de greutate corporală. Înmulțiți această cifră la greutatea dumneavoastră corporală în kilograme și rezultatul va reprezenta norma zilnică de proteine necesară pentru dumneavoastră. Spre exemplu, o persoană, greutatea corporală a căreia este de 70 de kilograme, trebuie să consume zilnic 112 grame de proteină. 70 mulțit cu 1,6 este egal cu 112. S-ar părea că este o cifră mare, dar în cazul în care veți include în alimentația dumneavoastră alimente cu un conținut înalt de proteină, nu veți mânca în exces și nici nu veți avea nevoie de suplimente. 112 grame de proteină pot fi obținute din următoarele produse alimentare pe care trebuie să le consumați în decursul zilei. 200 de grame de piept de găină prăjit, 2 ouă fierte, 100 de grame de iaurt grecesc, 100 de grame de fasole cu roșii fierte, 50 de grame de migdale. Important, nu consumați în exces produsele cu un conținut înalt de proteină. Aceasta nu va fi benefic pentru mușchii dumneavoastră, ba chiar le-ar putea dăuna. Excesul de proteină în alimentație poate cauza gută, probleme cu articulațiile, maladii ale ficatului și calcule renali. Leucină. Dacă vine vorba de creșterea masei musculare după vârsta de 40 de ani, trebuie neapărat să vă îmbogățiți alimentația cu acest aminoacid indispensabil. Leucina pornește secreția hormonului de creștere în glanda hipofiză,
O cantitate maximă de leucină poate fi obținută din următoarele produse alimentare: carne de vită, somon, năut, orez brun, soia, migdale, nuci braziliene și alune acaju. De asemenea, printre sportivi sunt populare suplimente aminoacide de leucină. Însă trebuie să ținem cont de faptul că aceste preparate medicamentoase pot cauza reacții adverse, precum dureri de cap și senzații de greață. Vitamina D. Insuficiența vitaminei D este foarte răspândită la persoanele care au depășit vârsta de 40 de ani, din motivul că anume această vitamină contribuie la regenerarea mușchilor și la menținerea sănătății mitocondriilor, care produc energie necesară pentru celulele musculare, este esențial să păstrăm concentrația normală a vitaminei D în sângele nostru. Vitamina C. Savanții din cadrul Universității din Anglia de Est au descoperit că printre oamenii care au depășit vârsta de 50 de ani, masa musculară se păstrează mai bine anume la acele persoane care consumă zilnic acid ascorbic. Pentru aceasta, nu este obligatoriu să consumăm suplimente de vitamine. Este suficient să obținem această vitamină din fructe și legume. Terapia de substituție hormonală. Există preparate destul de eficiente care ne permit să pornim mecanismul creșterii musculare după vârsta de 40 de ani. Dar aceste preparate reprezintă un potențial pericol pentru sănătate, iată de ce este necesar să le administrăm doar sub supravegherea medicului. Deci, dacă într-adevăr doriți să mențineți și să majorați masa dumneavoastră musculară, trebuie să practicați antrenamente cardio, să efectuați exerciții de forță aplicând principiul supraîncărcării progresive, să îmbogățiți alimentația dumneavoastră cu leucină și vitamina C. De asemenea, trebuie să aveți grijă ca concentrația vitaminei D în sângele dumneavoastră să rămână la nivelul corespunzător. Și nu uitați că nu trebuie să aplicați în practică nicio recomandare din cele menționate mai devreme, fără a consulta medicul în prealabil.